Bun găsit, dragi prieteni! Chiar dacă nu ne așteptam ca în această perioadă piața imobiliară să fie atât de activă și mai mult decât atât prețurile imobilelor să crească în mod constant din 2020 și până în prima lună a lui 2021, lucrul ăsta se întâmplă. Mai mult, experții avertizează că este posibil ca în anul 2021 prețurile locuințelor să crească și cu 15% în condițiile în care această creștere s-a menținut pe parcursul anului 2020. 15%, cu 15% se vor scumpi imobilele conform ultimelor relatări ale experților, în condițiile în care materialele de construcții sunt din ce în ce mai scumpe și în medie s-au scumpit cu 20% materiale de construcție, ca atare și locuințele vor fi mai scumpe în perioada următoare, în condițiile în care metru pătrat, spre exemplu în Cluj, a sărit de 1800 de euro, în Timișoara 1200 de euro, iar în capitală media undeva la 1470 de euro pe metru pătrat de cumpărat al unui imobil. Așadar, ne așteptăm ca în următoarea perioadă să întâmpinăm probleme, cel puțin cei care doresc să-și achiziționeze o casă vor cumpăra și vor avea nevoie de mai mulți bani. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu acordarea creditelor imobiliare, care nu este la fel de facilă ca în perioada dinainte de pandemie. Cu toți ne așteptăm la o criză economică sau la adâncirea crizei economice, dar iată că piața imobiliară nu manifestă aceeași tendință sau cel puțin prețurile cresc. Rămâne de văzut care va fi și puterea de cumpărare a românilor și cât de mult se vor vinde aceste imobile la prețuri mai ridicate. Vă pup, dragi prieteni, și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!